Bună ziua și bine v-am regăsit la întâlnirea cu sociologia administrației publice în particular sau cu sociologia pentru administrația publică, pentru studenții la specializarea de administrație publică, respectiv pentru profesioniștii în administrația publică. În cadrul acestui curs online sau mai degrabă a acestui curs virtual. Prima unitate de învățare, unitatea numărul 1, vorbește despre instituții sociale, structura socialului și funcțiile sistemelor sociale. Sunt Antonio Sandu, profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Și acest curs virtual are ca punct de plecare cursul pe care îl susținem în fața studenților acestei facultăți și are ca și componentă documentară pe lângă suportul de curs pe care îl vedeți prezentat la începutul acestor prezentări, o serie de volume. Cum este cazul volumului Elemente de sociologie și logică, publicat la editura didactică și pedagogică. Volumul Elemente de sociologie, sociologie generală, sociologie juridică și metodologia cercetării sociale, pe care l-am publicat la editura Tritonic. Și Fundamentele științelor sociale, pe care l-am publicat la editura Lumen. Volume pe care vă invit de asemenea să le lecturați. Și de asemenea vă invit pe canalul de YouTube Editura Lumen pentru a participa la o serie de prelegeri, întâlniri cu sociologia, cu metodologia cercetării sociale. Vom clarifica o serie de aspecte metodologice pe care le discutăm în cadrul cursurilor virtuale de sociologie, dar și cu etica, cu administrația publică, asistența socială, literatura și așa mai departe. Deci, fiți alături de noi pe canalul YouTube Editura Lumen. Revenind la ideea de funcții sociale, dar și la structura, deci la sociologia funcționalistă, constatăm că în matematică o funcție reprezintă o relație care asociază fiecărui element dintr-o mulțime, dintr-un domeniu, un singur element dintr-o altă, posibil din aceeași mulțime sau codomeniu. În aceeași măsură, fiecare părți componente al unui sistem social îi corespund o serie de funcții sociale. Funcționalismul reprezintă o teorie a ordinii și stabilității și a echilibrului social. Conceptul de stabilitate reprezintă o caracteristică definitorie a structurii și definește activități care sunt necesare, vitale pentru supraviețuirea sistemului. Termenul de funcție este corelativ cu cel de structură, fiind un concept de referință pentru cadrul de analiză al relațiilor între oricare sistem viu și mediul său, dar din punct de vedere al sociologiei, între oricare sisteme sociale între ele. Sau analiza unui sistem social în integralitatea sa, din perspectiva funcțiilor pe care acesta le îndeplinește. Îndeplinirea funcțiilor unui sistem social este realizată prin o combinație dintre structurile componente ale acestuia și procesele care au loc în sistemele și subsistemele componente. Analiza funcționalistă pleacă de la stabilirea elementelor fiecărui sistem social, investite cu funcții particulare și determinate pentru stabilitatea și evoluția sistemului. Se are în vedere analiza rolurilor sociale și corelațiile dintre acestea. Actorii sociali investesc acțiunile și comportamentele proprii, dar și a celorlalți parteneri, actele comunicaționale în sine, cu semnificații. Analiza funcțională nu se limitează la investigarea dispozițiilor subiective, întrucât finalitatea constituirii faptelor sociale nu este căutată în subiectivitatea actorilor sociali, ci în consecințele obiective ale elementelor sau fenomenelor sociale. Funcțiile sociale asigură adaptarea unui sistem dat, iar eșuarea acestuia în îndeplinirea funcțiilor poartă denumirea de disfuncții. Funcțiile sau disfuncțiile sunt manifeste sau latente, fiind rezultatul intenționalității actorilor sociali. Merton consideră că funcțiile sociale sunt cele care permit sistemului autoreglarea.
Instituțiile sociale devin astfel sisteme funcționale sau, dimpotrivă, sisteme aflate în disfuncție. Merton atrage de asemenea atenția asupra dublei naturi a funcțiilor sociale, cea manifestă, cunoscută și intenționată, și respectiv cea latentă, care apare ca o consecință neconștientizată a funcționării sistemului social. Teoriile funcționaliste pot fi văzute în complementaritate cu teoriile conflictualiste. Dacă pentru funcționaliști consensul social vizând normele și valorile societății este esențial, pentru conflictualiști relațiile dintre indivizi sunt marcate de dinamică, iar originea acestei dinamici este una conflictuală. Perspectiva funcționalistă are ca punct de plecare lucrările lui Emil Durkheim, Talcott Parsons și Robert Merton, în viziunea cărora societatea este un sistem interconectat și cooperant ce urmărește echilibrul social al întregului, la care contribuie fiecare structură componentă. Fiecare instituție socială este tratată din perspectiva funcțiilor pe care le îndeplinește. Instituțiile politice, de exemplu, asigură buna desfășurare a guvernării societății, creând cadrele de desfășurare a vieții sociale, economice, culturale și așa mai departe, în timp ce instituțiile publice sunt chemate să desfășoare efectiv activitatea de bună guvernare, activitatea de servicii publice pe care statul, prin subsistemele sale, le acordă cetățenilor. Funcționaliștii atrag atenția asupra interconexiunilor tuturor structurilor sociale și a modului în care fiecare parte funcționează, ceea ce este vital pentru funcționarea societății în ansamblu, dar și a conexiunii a tuturor celorlalte părți din care acesta este constituit. Elementele funcționale ale societății conferă stabilitate socială, în timp ce cele disfuncționale contribuie la instabilitatea socială. Funcționalitatea și disfuncționalitatea societății și mai ales a instituțiilor sociale poate fi diferită în funcție de perspectiva din care se realizează analiza. Funcțiile sociale pot fi latente și manifeste. Cele manifeste sunt intenționate și acceptate social, în timp ce, așa cum spuneam, cele latente pot fi neintenționate. Funcțiile manifeste ale administrației publice locale, de exemplu, sunt legate de organizarea comunității, asigurarea serviciilor către populație. O funcție latentă poate fi aceea de captarea nemulțumirilor publicului față de diversele politici publice. Aceasta, desigur, nu este dorită de reprezentanții primăriei sau a instituției publice despre care vorbim, dar este acceptată ca atare într-o societate democratică. De exemplu, în perioada actuală, post-pandemică sau în perioada pandemiei, astfel de disfuncții legate de limitarea unor libertăți de mișcare, limitarea exercitării unor drepturi, constituie, pe de o parte, o disfuncție a administrației publice, dar, pe de altă parte, în același timp, o funcționalitate a acesteia pentru a asigura sănătatea populației. Deci, în același timp, un sistem poate fi funcțional dintr-o anumită perspectivă, dar disfuncțional din alta sau alte perspective, tocmai pentru că vorbim de perspective asupra funcționalității și nu despre o universalitate a funcționalității publice, a funcționării sistemelor publice, așa cum, de exemplu, teoriile realiste asupra funcției publice ar părea să o spună. Noi, dintr-o perspectivă construcționistă, noi spunem că funcționalitatea unui sistem social, a unui sistem administrativ, este mai degrabă corelat cu tipul de discurs asupra respectivei societăți, asupra respectivei acțiuni sociale și de instanța de construcție socială a respectivei activități, acțiuni, respective acțiuni comunicative, pentru că iată ceea ce dintr-o perspectivă reprezintă o funcție, și anume îngrijirea sănătății sau respectarea dreptului la sănătate a cetățenilor, dintr-o altă perspectivă poate fi o disfuncție, respectiv incapacitatea sistemului sanitar de a asigura servicii de sănătate pentru alte persoane care suferă de alte afecțiuni decât infecția cu noul coronavirus și care în perioada pandemiei au trebuit să fie tratate la domiciliu prin telemedicină de către medicii de familie sau să-și amâne o serie de tratamente și așa mai departe.
În ceea ce privește relația dintre structură și funcții în cadrul unei organizații, mă refer aici la orice tip de organizație, dar în special la cea specifică a administrației publice, aceasta se pune de obicei în evidență prin intermediul organigramei instituției, care arată atât structura acesteia, cât mai ales relațiile dintre diversele elemente componente. Dar punerea în evidență a funcționării organizației se face atât prin documentele programatice ale acesteia, misiune, statut și așa mai departe, cât mai ales prin analiza interacțiunilor dintre organizație și mediile sale exterioare. Funcțiile pe care fiecare compartiment dintr-o organizație le îndeplinește trebuie descrise în regulamentul de organizare, de exemplu, și funcționarea instituției sau în alte documente oficiale ale acesteia. Pentru a recapitula, funcționalismul este o teorie a ordinii și stabilității și a echilibrului social. Analiza funcționalistă pleacă de la stabilirea elementelor și sistemelor sociale investite cu funcții particulare și determinante pentru stabilitatea și evoluția sistemului. În rezumat la acest prim obiect, la prim modul al cursului nostru virtual, intitulat Instituții sociale, structură sociale și funcționarea sistemelor sociale, această primă unitate de învățare, putem concluziona că sociologia este știința care studiază viața socială sub aspectul proceselor care au loc în societate și a regulilor după care aceste procese sociale se desfășoară. Procesele sociale implică atât interacțiuni între indivizi, cât și asocierea acestora în grupuri și instituții sociale, comunități umane și societate în general. Sociologia actuală include o perspectivă transdisciplinară, fiind realizate interferențe cognitive cu psihologia, în special cu cea socială, cu economia, managementul, științele politice și așa mai departe. Instituțiile sociale sunt structuri sociale stabile, create cu scopul de a conserva și dezvolta o serie de scopuri fundamentale ale grupurilor și indivizilor. Sigur că în continuare puteți să realizați un test de autoverificare, în care un test de autoverificare de tip grilă, în care puteți să vă autoevaluați. Testul este disponibil în suportul de curs pe care îl aveți sau pe care îl puteți solicita dacă nu l-ați primit în format electronic, trimițându-mi un e-mail pe adresa de e-mail antonio1907@yahoo.com. Dacă doriți întregul pachet de curs, alături de suportul de curs și CD-urile cu înregistrarea, puteți primi și cele trei volume menționate anterior, și anume Elemente de sociologie și logică, publicarea editura didactică și pedagogică, Fundamentarea științelor sociale, publicarea editura Lumen, și Elemente de sociologie, sociologie generală, sociologie juridică și metodologia cercetării sociale, publicarea editura Tritonic, într-o comandă unică pe care o puteți adresa pe antonio1907@yahoo.com și, desigur, în funcție de formatul în care parcurgeți acest curs, multe dintre aceste elemente vă sunt deja disponibile online. Ca mini glosar, sociologia reprezintă știința care studiază socialul sub aspectul proceselor care au loc în societate și a regulilor după care aceste procese sociale se desfășoară. Sociologia educației, spre exemplu, analizează impactul instituțiilor și a practicilor educaționale asupra structurilor și fenomenelor sociale. Sociologia familiei studiază familia ca instituție socială și instanță de socializare. Sociologia sănătății vizează o serie de preocupări referitoare la instituțiile sociale din domeniul sănătății și la fenomenele sociale generate de medicalizarea vieții sociale. Sociologia calității vieții studiază semnificația propriei vieți pentru individ, precum și instrumentele care pot măsura bunăstarea percepută a indivizilor. Sociologia comunicării vizează înțelegerea fenomenelor sociale implicate de extinderea
comunicării de masă și a internetului. Sociologia politică vizează comportamentul electoral, analiza trendurilor partidelor politice și a diversilor politicieni, intenție de vot și așa mai departe. Sociologia juridică vizează impactul sistemelor legislative asupra societății, fenomenelor de înculturație juridică, dar și studiul fenomenelor deviante și a criminalității. În timp ce sociologia administrației publice vizează identificarea și analiza atât structurală cât și funcțională a administrației publice ca tip de instituție și ca birocrație funcțională sau ca modalitate de funcționare a administrației publice eficiente sau ineficiente. Instituțiile sociale reprezintă structuri sociale stabile, create cu scopul de a conserva și dezvolta o serie de scopuri fundamentale ale grupurilor și indivizilor. Structuralismul reprezintă o orientare teoretică și metodologică în științele sociale și umane și care au apărut în anii 60-80 în domenii precum sociologia, antropologia, lingvistica, iar funcționalismul reprezintă o teorie a ordinii, stabilității și echilibrului social. Conceptul de stabilitate reprezintă o caracteristică definitorie a structurii și definește activități care sunt necesare, vitale, pentru supraviețuirea sistemului social. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit și vă invit să fiți alături de noi la următoarea secvență de învățare, la următorul modul, care este dedicat istoriei sociologiei, unitatea de învățare 2, cuprinzând nașterea democrației în filozofia Greciei antice, iluminismul, contractul social, activitatea lui August Comte și geneza sociologiei, sociologia comprehensivă a lui Max Weber, comunicarea și construcția socială a realității, construcționismul social și alte surprize pentru cei care participă în continuare la acest curs. Vă mulțumesc pentru participare, sunt Antonio Sandu și vă doresc o zi minunată!